Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a turneului celor 8 orașe. De data asta suntem în a doua etapă. Bilgewater, am ajuns la finală și a fost... Wow, deci a fost o săptămână absolut fascinantă cu ghilimele de rigoare. O să îl am alături de mine prin Skype și pe plasture. Am început... azi un pic mai devreme, fiindcă au fost niște drame foarte interesante vis-a-vis de meciurile care au fost etapa asta și suntem datori să oferim o explicație ca să știe lumea și că sunt sigur că mulți dintre voi au auzit povești de-astea de groază cu vai, cum descalificăm noi echipele fără motiv și cum suntem așa și pe dincolo. Nu, chestia asta nu sunt ca să vă convingem că avem noi dreptate sau ceva, noi vă oferim partea noastră, dar argumentele noastre, fiecare dintre voi poate să-și facă, să tragă propriile concluzii, deci nu vrem să vă convingem că da, ok, ascultați numai de noi și atât. Fiecare poate să creadă ce dorește. Ideea a fost așa, noi... etapa asta, Mane, ești pe aici, prin zona? Da, salut, adică salut, tocmai vreau să le... să termin ideea. Da, că vreau să mă apuc să le explic băieților care a fost faza. Ideea e că noi, etapa asta, am avut 24 de echipe înscrise. Da, comparativ cu 31 câte am avut în prima, în Bandle City, drept urmare, au fost niște free win-uri acordate. Da? La fel cum am făcut și pentru Bandle City, dar mă rog, aici a fost mai ușor, meciurile și free win-urile au fost acordate în funcție de punctele de prestigiu pe care echipele le-au obținut în etapa precedentă, da? Bun. Darkman, dacă ești suficient de amabil să schimbi pe monitorul meu ca să le arăt bracketurile. Ok. Ăsta a fost bracketul pe care noi l-am creat cu cele 24 de echipe. În mod normal, unde sunteți, mă? Aici jos. Team I4NI România nu se înscriseseră, nu au făcut parte din cele 24 de echipe înscrise inițial, da? Bun. Seeding-ul echipelor poate fi găsit pe forum, ca de obicei. Am făcut câte o secțiune specială pentru fiecare etapă în parte. Și echipele care au avut o clasare foarte bună în etapa precedentă au avut free win. Da? West Police, Tetou, cine a mai fost? Brainmaniacs, care a ajuns în semifinal, dacă nu mă înșel. Magic Gaming, Crowd Control, No Funny Business, etc. Echipe care au avut free win. Inclusiv România 4, pe care a fost singura echipă descalificată pe realele. Celelalte au fost probleme cu conturile banate, dar ajungem și acolo. Bun. Prima problemă cu care ne-am confruntat a fost că marți pe la prânz, membrii echipei Zoo Team, care erau ca seeding forum.pgl.ro, băieții de la Zoo Team erau 10. Pe locul 10 ca ranking, da? Avem aici, că de-aia am și pus, la ora actuală figurează Team I4NI, dar jos de tot, deoarece echipa Zoo Team s-a retras după publicarea bracketului, a fost înlocuită la de Team I4NI, prima echipă aflată în lista de așteptare pentru etapa curentă. Deci băieții de la Zoo Team au venit și au zis, bă, noi etapa asta nu putem să jucăm, ne asumăm chestia asta. Dacă aveți echipă să puneți în locul nostru, ok. Noi știind că Team I4NI ar fi vrut să joace, dar nu au trimis la timp mailul de înscriere. Mă rog, data trecută am avut doar două zile de înscriere. Tura asta am făcut de vineri până luni la ora 12 ca să aveți timp mai mult de gândire. Ok. Noi am luat decizia
în momentul în care s-a retras echipa, în loc să acordăm un free win și să lăsăm o altă echipă care ar fi vrut să joace, am decis să o introducem în bracket, păstrând rankingul echipei pe care a înlocuit-o, pentru că, în mod normal, în clasamentul general, pe care la fel îl găsiți tot pe forum, în clasamentul general, Team I4&I sunt ceva mai sus decât România 4 Hardcore, da? Ceea ce ar fi însemnat să le oferim un avantaj în plus, pe lângă faptul că au fost incluși în bracket așa pe ultima sută de metri. Că a fost bună sau proastă decizia, noi ne o asumăm, noi am considerat că a fost spre beneficiul echipelor, da? Pentru că au vrut să joace. Într-adevăr, problema cu chestia asta a fost că Zoo Team trebuiau să joace cu Going Quantum. Going Quantum care s-au aflat etapa asta la prima participare. Ceea ce este destul de nasol, pentru că ambele echipe sunt bune, iar bracketul, în momentul în care îl dau pe Expanded View aici, da, ramura secundară, da, ramura de jos, are echipe foarte bune. Team I4&I, Going Quantum, după aia venea de pe partea cealaltă Crowd Control, era România 4, deci destul de aglomerat. Și, din păcate, Going Quantum cu Team I4&I s-ar fi luptat și, de fapt, s-au luptat din 16. Evident, Going Quantum nu au fost deloc amuzați de acest lucru și, din punctul lor de vedere, îi înțeleg. Problema și chestia care ne-a lăsat efectiv mască a fost că pe la 8 și 10, 8 și un sfert aproape, când deja celelalte meciuri din 16 se jucau, am aflat că România 4 Hardcore nu se va prezenta. Sau, mă rog, nu erau online. Nu, Plasture, că parcă tu te-ai Da, ocupat de... nu că nu s-ar fi prezentat. Nu era niciunul de la ei online. Da, nu era niciunul de la ei online, ei trebuiau să joace cu Romanian Warheads și, evident, întrebare, bă, ce se întâmplă? Care e mersul? De ce nu este nimeni? Moment în care Plasture s-a dus și a vorbit cu Attila Hunu, da, capitanul echipei România 4 și, aparent, managerul și pentru Ro 4 România Hardcore, 4 Hardcore. și l-a întrebat, bă, nu e nimeni de la voi, care e mersul? La care Attila, foarte nonșalant, a, păi da, echipa a fost înscrisă la mișto, nu știam că nu joacă. Pauză din asta de La care deci... ne-a căzut efectiv Da, fața adică și... când mi-a dat Plasture paste, au fost așa 5 secunde de pauză în care se auzeau greierii pe fundal, cum a fost în promo pentru eSports Live. Și noi Da, a stăteam... fost un moment de consternare foarte mare pentru mine și totodată foarte multe semne de întrebare. Ce faci, frate? Îți bagi joc? Efectiv, nu Bine, am și... înțeles pentru ce înscrie o echipă dacă știi că nu va juca. Răspunsul fiind la chestia asta, atenție, răspunsul fiind, a, păi, știam că nu o să aibă importanță, am pus și eu la, să fie la Da, plus 1, să exact, fie ăsta fiind 24. răspunsul lui Atila. Că vezi, doamne, nu are importanță. E, uite că are importanță. Și o să vă arătăm și de ce. Dacă România 4 Hardcore, după cum se vede și în clasamentul general, nu ar fi avut 25 de puncte de seeding, dar ar fi avut 5 sau 0, dar ar fi fost la prima participare, nu s-ar fi întâmplat nimic, n-ar fi fost nicio problemă, fiindcă diferența între un bracket cu echipe care au puncte de seeding, diferența între un bracket de 24 și 23, după cum puteți observa, este că în bracketul de 23, meciul de aici, dintre echipa cu ranking 24 și 9, nu se mai joacă, da? Fiindcă sunt doar 23 de echipe. Practic, 9 echipele cu rang 8 și 9, ele au free win direct. Da? Bun. Din nou, dacă România 4 Hardcore n-ar fi avut niciun punct de ranking, n-ar fi fost nicio problemă, pentru că la 24 ar fi fost oricum free win, meciurile ar fi fost aceleași, nicio problemă. Însă, din cauza faptului că ei aveau deja 25 de puncte acumulate din etapa precedentă, da, în momentul în care s-a făcut programul și seeding-ul, tada, au ranking 12, da? Nu au 23 și 24. Ceea ce înseamnă că
direct, toate meciurile din etapa asta, 16 bla bla, au fost făcute varză. Și ca să facem demonstrație practică, ăsta este bracketul, da, publicat, care este și acum live, da, cel pentru Bilgewater, și îl mai avem pe cel, unde ești, mă, unde te-am pus? Ar trebui să-l mai avem pe cel pe care l-am creat separat. Uite aici, da? Deci, ăsta este bracketul pentru Bilgewater, iar noi am creat, am fost din nou pe Binary Review și am recreat bracketul cum ar fi arătat fără echipa înscrisă la mișto, da? Pentru ca să fie 24 de echipe. Și ce să vezi? Păi, vedem la modul următor. Echipele care oricum erau bine clasate, da, și care aveau free win, nu sunt afectate, da, aceleași free win-uri, West Police, Tetău, da, deci în partea stângă e bracketul așa cum ar fi trebuit el să fie de fapt. Da, avem West Police, Tetău, Romanian Brain Maniacs, Magic Gaming, la fel, da, toți care aveau free win, da, îl aveau oricum. Problema vine la restul meciurilor, da? Pentru că noi am jucat crezând că România 4 Hardcore sunt înscriși pe bune și vor participa și când am făcut bracketul noi pe baza acestor informații le-am făcut, Airwalk s-au întâlnit în prima fază cu Royal Soldiers Team. Ei bine, nu, ei trebuiau de fapt să joace cu Splendid Gaming. Da? Mai departe, We on the Night, cei care cu totul întâmplător au ajuns și în finală, bine asta și datorită forfeilor care s-au dat pe drum, ei în mod normal ar fi trebuit să joace cu Romanian Warheads, da? E, ei n-au jucat cu Romanian Warheads, da? Romanian Warheads a beneficiat de free win, iar We on the Night a ajuns să joace cu Fat Kids Are Hard to Kidnap, da? Și așa mai departe, pe linie, și ajungem la problema cu Going Quantum și Team I for an I. Când ce să vezi? În bracketul pe care l-am făcut cu echipa asta înscrisă la mișto, că în România așa se fac glumele, se înscriu echipe la mișto, că na, știm că n-are importanță. În bracketul făcut la mișto, Team I for an I a ajuns să joace cu Going Quantum, da? Dacă bracketul ar fi fost făcut pe bune și I for an I ar fi înlocuit în continuare Zoo Team, dacă ar fi avut alt seeding, I for an I ar fi jucat cu Time to Troll. Iar Going Quantum ar fi fost ultimii într-adevăr și ar fi jucat cu MI6. Asta tot că intrasem pe canalul de ceapă lor România și mulți făceau mișto că ai frate ce mă ne iei cu poluarea bracketului că erau aceleași meciuri. Nu, n-ar fi fost aceleași meciuri. Și mai e o chestie. Să zicem, de dragul discuției, să zicem că Attila a aflat el târziu că nu mai joacă echipa. Putea să vină și să ne anunțe în secunda 2. Bă, ăștia nu mai joacă. Au venit și mi-au spus că na, nu mai n-au, că nu mai știu, Lixer ce a zis, că nu aveau mid, parcă, nu? Da, Lix mi-a zis că nu au mid, că o să încearcă să găsească unul, doar că nu au găsit. Ei, și în momentul în care mi-am dat telefonul Lix, era deja 8, trecuse deja ora începerii meciului, Lix era undeva pe afară și chiar mi-a zis, foarte consternat și el, dar Tilan nu ți-a zis că nu jucăm? La momentul ăla îți dai seama că a căzut cerul pe mine și na, nu am știut efectiv ce să-i mai răspund. Am închis telefonul, am Nu, dar ideea e că dacă... început să vorbesc din nou cu Atila și cu tine și a reieșit toată discuția de până acum. Da, a reușit toată și ideea e așa că măcar dacă am ideea e că dacă am fi fost anunțați. Da, asta repet, chestia cu înscris cu echipa care a fost înscrisă la mișto, asta avem logurile da, de pe Skype, deci sper să nu, măcar atâta bun simț să aibă și să nu spună că inventăm noi chestiile astea, că ar fi destul de urât. Dar dacă ne-ar fi, măcar dacă ne-ar fi anunțat, bă, vedeți că ăștia nu mai vin, da, am fi avut două sloturi.
da? Pe unde puteam să-i punem pe cei de la Eye for an Eye, da? Ori în locul România 4 Hardcore, ori în locul Zootim. Unde i-am fi pus? Mă, nu o să aflăm niciodată, pentru că Patil a considerat că, bă, îi las așa, oamenii își au forfeit, nicio problemă și asta e. Oricum, mi-a plăcut maxim o chestie, că după toată mizeria asta, după toată mizeria asta, Atila era foarte contrariat. Pe da, nu înțeleg, noi ce am făcut greșit? Da, Nu, m-a deci, adică, șocat și pe mine atitudinea lui și mi-a mai la modul plăcut, că, scuze-mă că te frate, întrerup. stai așa, ne îndreptățești. Da, că n-avem, că de ce dăm, că de ce îl descalificăm, de ce descalificăm echipa. Păi, hai să-ți mai arăt o chestie foarte interesantă pe care am observat-o ulterior când stăteam și examinam bracketul. În bracketul original, da, în ăla fără România 4 Hardcore, Going Quantum, da, ar fi trecut de MI6, după aia trecea de... Bine, facem aici situații ipotetice, da? Going Quantum s-ar fi întâlnit cu România 4 în sferturi, da? Bun. În bracketul ăsta a făcut zdrențe, fiindcă a fost echipa înscrisă la mișto, Going Quantum trebuia să treacă mai întâi de Team Eye for an Eye, care a venit ulterior, după aceea să treacă de Crowd Control și de-abia în semifinale se întâlnea cu România 4. Da? Deci înscrii echipă la mișto și cu totul întâmplător îți faci și tu un traseu mai ușor în bracket. Asta așa, ca bonus. Bine, Bine, sunt sigur, asta nu sunt știu cât sigur de că nu s-au calculat făcut. a Nu, nu, fost. n-a fost calculat. Sau, mă rog, mă gândesc că n-a fost calculată chestia asta. Dar ca idee, în momentul în care înscrii o echipă la mișto, da, nu anun știi că nu va juca, iar tu nu anunți, da, chestia asta, mergi pe burtă și te faci că plouă, iar după aceea îi arunci sub tren pe aia de care teoretic ar trebui să ai grijă, pentru că și asta a fost o chestie absolut adorabilă, un veritabil moment Kodak, că face Attila... Păi da, stai puțin, că pe ăștia alți, pe România 4 Hardcore, înțeleg, da, exclude-i că nu s-au prezentat, dar cu noi ce ai? Stai, frate, așa că ești managerul Adică lor. înscriu o echipă de care teoretic ar trebui să ai grijă, știi că nu joacă, nu anunți chestia asta, iar când ți se dă foc, fiindcă ai compromis întregul bracket, păi da, stai puțin, că eu n-am făcut nimic, cu ce am greșit? Păi, cu chestia asta ai greșit, că direct sau indirect ți-ai creat un traseu mai ușor, în bracket, da? Moment în Hai să care... nu mai punem chestia asta cu creatul unui traseu. Ma, Ideea e că el. indirect ei au beneficiat de chestia asta. Da, indirect au beneficiat de Deci, chestia asta. moment în Dar. care echipa este descalificată. Mie personal, și îmi cer scuze pe chestia asta, mie personal îmi pare rău de coechipierii lui. Da, de Red Bull, de Metal, de Neku și de restul, a căror singură greșeală a fost că sunt cu el în echipă. Deci, ei chiar sunt în toată nebunia Sunt asta, ei chiar victime. sunt victime colaterale. Știu, în momentul ăsta, scuze că îmi pare rău și așa mai departe, nu are nicio relevanță sau vreo importanță, dar de ei chiar îmi pare rău. Însă, în momentul în care suntem puși în fața unor mizerii de genul ăsta, îmi pare rău, dar nu se tolerează astfel de ieșit de derapaj. N-avem cum să închid ochii la ce. Adică vii și faci varză toate meciurile din 16 în plus restul traseelor pe unde era și după aia ar trebui să te lasă să joci ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Deci Pulse și restul băieților din Going Quantum v-ați supărat pe noi că ați jucat cu România 4, cu România 4, pardon, cu Eye for an Eye în 16-im? Păi, n-aveți decât să faceți conferință pe Skype cu Atila și să-l întrebați cum e Deci a chestia asta procedat așa. cu înscrierea echipelor la mișto, cu asta. Da? Noi am făcut bracketul și meciurile cu informațiile pe care le-am avut și pe care, repet, credeam că sunt bune la momentul respectiv. Da? Și absolut tot ce am făcut la ora actuală, de când e turneul ăsta și din sezonul trecut, este la vedere.
Nu trebuie să ne credeți pe noi pe cuvânt că România 4 ar fi avut free wins sau că, nu știu, We Own the Night ar fi jucat cu Fat Kids. Puteți să vă uitați, aveți pe forum, da? Dar mai pune un pic, te rog, la mine. Aveți pe forum, da, lista cu rankingurile, cu punctele și dacă vreți să comparați pe printyourbrackets.com, după cum v-am arătat, puteți să faceți singur. Durează fix 5 minute ca să vedeți cum ar fi arătat meciurile. Da? Deci noi nu avem cum, asta chiar a fost o premieră. Da, deci asta chiar a fost o premieră, să am o echipă, însă nici măcar la Counter-Strike nu s-a întâmplat chestia asta și vorba, hai să fim serioși, Counter-Strike întotdeauna e luat la mișto când vine vorba de seriozitate și așa mai departe. Țin să te contrazic, cum adică? Da, Nici nu, măcar la adică în Counter-Strike? momentul în care, da, nu, că mă ceartă regia, Mulți în live stream. luat la mișto în sensul că de câte ori e o chestie de neseriozitate sau așa, și CS-ul intră în discuție mai Mă. întotdeauna că, a, da, că astea se întâmplă, nu e că tot... E din cauza numărului foarte mare de jucători, Da, probabil, nimic de care. zis, dar na, deci asta, deci nici măcar la Counter-Strike nu s-a întâmplat chestia asta ever, da? S-a întâmplat la noi. De ce? Că aparent așa se fac glume în România, mai nou. Da, la turnee de la echipe care se vor a Dar fi... nu doar la noi se întâmplă chestia asta. Mai sunt și alte platforme care au turnee și cupe unde vin echipe, se înscriu echipe și nu participă. Da, mă rog, asta e o întreagă discuție. Bun. Deci, asta cu meciul, cu Going Quantum, descalificarea România 4, asta am lămurit-o. Au mai fost două meciuri, unde pentru Crowd Control și Airwalk, care au pierdut prin forfe meciurile, fiindcă și-au luat câte unul jucător din fiecare echipă și-a luat bani. Cu Lawrence am vorbit aseară pe luni despre chestia asta, i-am explicat. La ei, într-adevăr, a fost nici cei de la Romanian Gods nu au fost foarte sportivi pe tema asta, da? Ei au avut posibilitatea, din regulament de altfel, au avut posibilitatea să îi aștepte pe cei din Airwalk dacă ar fi vrut. Nu au vrut. S-au văzut cu free win-ul în față și l-au luat imediat. Noi, din punct de vedere al regulamentului, noi nu avem cum să le dăm foc pe tema asta. Da? Noi nu putem să le forțăm mâna. A, da, pot să vin să spun că îi așteptați că așa vrea mușchiul meu. Dar chestia asta nu se face, îmi pare rău. Mai ales, și aici e o chestie care văd că scapă foarte, foarte mult când vine vorba de discuții de genul ăsta, mai ales când este vina jucătorului că și-a luat bani. Da? Și asta vorbeam și cu Lorenz aseară. Se pune, la ora actuală, am luat bani pe contul pe care mi l-am înscris în turneu, chestia asta se pune la același nivel cu s-a luat curentul, sau mi s-a făcut rău, sau trebuie să mă duc nu știu unde că frate a luat foc casa. Între astea două, una dintre ele poate fi prevenită. Da? Banul ăla pe care și l-a luat și l-au luat jucătorii, nu și l-au luat moca. Da, să fim serioși, eu în iulie, acum, o să fac 3 ani de când am contul de League of Legends, de când mă joc LOL. Eu în ăștia 3 ani nici măcar un warn nu am primit. Deci povești de astea nemuritoare cu frate, eu n-am făcut nimic. Eram AP mid, aveam 10-0-30 și m-au banat ăștia, frate, că trolam. Deci povești de astea nemuritoare pentru alții. Și de asemenea că asta a fost o discuție și în sezonul trecut de altfel și care a fost și acum. Păi dar de ce nu i-ați lăsat să joace 4 versus 5? Păi este foarte simplu. Etapa trecută, da, în Bandle City și România 4 cu Atina în frunte, evident, au venit și au zis la un moment dat că aveau un match. Mă, ne lasă-ne și pe noi să jucăm 4 versus 5, ne mai distrăm și noi, ne mai astea. Poftim? Da, că e ușor, suntem oricum peste ăia, n-avem nicio treabă. Pe jucă noi 4 vs 5, n-ai nicio chestie. Nu joci 4 vs 5, joci 5 vs 5 sau iei forfe. Dacă am mai zis-o și cu alte ocazii, jocul ăsta, meciurile, sunt 5 vs 5. Nu 5 Tocmai, vs tocmai cât că se... la turneele, orice turneu, nu,
fiind un joc de echipă și având un număr maxim de jucători și minim totodată, nu ai cum să joci mai puțin cu mai mult. Pe nu, poți, fiindcă te lasă custom da, game. Poți pentru că te lasă da, pentru că te adversarul, lasă dar adversarul, dar nu. repet, meciurile se joacă 5 versus 5. Nu 5 Exact. versus cât se întâmplă să fie online sau 5 Exact. versus câți nu au contul banat și așa mai departe. Da? Exact. Și revenim la ideea inițială. Deci, în Bandle City, România 4 au venit și au zis, bă, hai că vrem să jucăm la mișto 4 versus 5, nu. În etapa asta, The West Police au venit, da, cu aceeași chestie. Bă, e posibil unul de la noi să nu poată veni. Putem juca 4 versus 5? Nu. Au jucat cu Airwalk, au pierdut. Ok, asta e, da? După care vine Crowd Control, da, care a luat Gabano ban, exact după ce s-a terminat meciul cu Eye for an Eye, și la fel, hai să lasă-ne să versus 5. Păi, stai puțin, cum adică schimb regulamentul din mers, adică The West Police n-are voie să joace 4 versus 5, Airwalk la fel, voi puteți, fiindcă ce? Mai exact. Că și-a luat ban, că a înjurat, a ieșit din meciul sau cine știe ce a făcut, deși a luat bani pe contul respectiv. Asta e. V-am rugat și am specificat chestia asta în fiecare știre cu înscriere. Uitați-vă pe program, fiindcă este fix. Da? Luați-vă măcar o rezervă. Da? Fiindcă citiți regulamentul. Se mai întâmplă. Da? Se întâmplă. Uite, îți iei bani. Da? Îți iei bani. Asta e. Da? Ai înjurat? Stai pe bară. Ai înjurat, ai ieșit din meci, nu mai contează. Stai pe bară. Ca scapăci. Da? Restul echipelor, da? Că după toată nebunia asta, după ce a fost cu 4 versus 5 și așa mai departe, restul echipelor, da, au putut să vină să joace, da? West Police, până la urmă, au jucat 5. Cum or fi jucat, probabil că l-au alergat cu biciu pe respectivul sau așa mai departe, da? Brain Maniacs, Magic Gaming, Romanian Warheads, No Funny Business, Team Eye for an Eye, da? Genius 6, băieții ăștia au putut să vină, s-au prezentat la meci, toți 5, au jucat, au câștigat, au pierdut, nu mai contează, da? Deci la ei se poate, la alții trebuie regulament special, trebuie făcute excepții, da? Da, și mai e altă idee, că în momentul în care nu au avut un jucător sau s-a întâmplat să ia bani înaintea meciului, în timp ce asta na, a fost o întâmplare că s-a luat în Champions Select, nu, la faza de picks and bans, nu a zis nimeni nimic. Echipele care au pierdut prin forfeit din cauza la chestia asta, nu au început să comenteze. Ma, deloc. Înțeleg și o situație. Deci, nu e vorba că nu ar fi avut curajul sau chestia asta. Ideea e că trebuie să respectați un regulament. Indiferent că e ăla. Dacă nu-ți plăcea regulamentul, nu-ți înscrie echipa. Punct. Bine, asta e o altă ideea, poveste, asta fiindcă echipele nu știu, sau mă rog, ele nu citesc regulamentul sau nu află de existența lui decât după ce dau cu capul de zid. Ceea ce este asta nu este foarte, problema mea. Care este foarte, foarte trist. Dar, fiindcă tot e 11 și băieții probabil că au intrat deja în joc, ideea este următoarea, da? Pentru că au fost, știu, s-a făcut revoluție, se retrag echipe definitiv și așa mai departe. I-am spus și lui Saint Lawrence, aseară, dacă vreți, o să tipăresc, îmi iau, fac așa, teancul de foi tipărite, da, și dau cu subsemnatul la fiecare. Echipele care își văd de treabă, da, între ghimele de rigoare, nu vor avea niciodată probleme, da, într-un turneu organizat de noi, da? Vii la timp, sunt toți jucătorii, dați drumul la meci, jucați, câștigați, pierdeți, asta depinde cât de bun sunteți, da? Nu vom descalifica niciodată sau nu vom pune bețe în roate unei echipe, că nu-mi place mie summoner name-ul sau ce icon ai tu, sau că ai jucat a de zile în mid, da? Să fim serioși, că dacă încep
să facem chestii cu, frate, turneul meu, regulile mele, păi mă apuc și eu, de exemplu, să descalific echipe că joacă, nu știu, Heimerdinger în junglă. Da? Deci, la chestia asta se reduce toate dramele și tot haosul care a fost etapa asta. Echipele care au venit, au jucat și au văzut de treabă, nu au avut nicio problemă, da? Brainiac săracii au jucat cu Magic Gaming 65 de minute. Au dat în bâlbăială. Mă uitam așa, eram la meci, că mă întreba Canster de la Romanian Ghost, bă, ăștia mai termină, și eu mă uitam în lista de spectatori și, frate, ăștia încă mai joacă după 65 de minute. Deci, 20 ceva de echipe, da, pot să vină la timp, pot să aibă toți jucătorii, nu ia nimeni bani și așa mai departe. Sau dacă se întâmplă să ia bani, de obicei nu. A fost într-adevăr o problemă și cu timingul. Motiv pentru care, pentru că și asta a fost o exagerare care nu știu de unde a apărut, da fie. Crowd Control și cu Airwalk nu au fost descalificate. Da? Ele s-au oprit în fazele respective, da, în sferturi. Au pierdut prin, de fapt, nu, mint, Crowd Control s-a oprit în semifinală. Da, deci Airwalk și Crowd Control s-au oprit în fazele respective. Au pierdut prin forfe, fiindcă au avut 4, dar nu au pierdut punctele pe care le-au acumulat și nici nu au fost excluse din etapa următoare. Pentru că nu suntem absurzi, da? Oamenii, tehnic vorbind, erau 5. Doar că a venit Riot, a scos turnul și a tras după ei. Bad timing, da? Se mai întâmplă. Nu o să le dau foc cu totul, o să le iau punctele, gata, nu mai vreau să vă văd, fiindcă unul dintre jucătorii echipei respective a avut gura prea mare sau cine știe ce a mai făcut, de s-a uitat tribunalul ăla și a zis, bă, hai, tu, la revedere, pauză, nu știu cât timp. Da? Nu suntem absurzi. La fel, la România 4 Hardcore. Se putea prevede chestia asta și puteau primi doar un simplu avertisment pentru faptul că ar fi anunțat din timp Da, că nu vor mai și din juca. nou, e Chiar în stipulat. regulament scrie, dacă o echipă se înscrie și după ce s-a făcut bracketul observă că nu poate juca, va primi un avertisment. Și anunță lucrul ăsta, va primi un avertisment. Asta în faza inițială de joc, în momentul în care se încep primele meciuri din etapă. După aceea e treaba lor dacă Da, după aceea, dacă nu se prezintă sau așa, ok, calificare, pentru că, na, nu te prezinți. dar Dar în momentul în care, cum s-a întâmplat acum, ai luat bani, da, ai ajuns în semifinală, da, și ai luat bani, nu ai rezervă. De ce nu ai rezervă? Nu știm. Deși noi v-am rugat insistent, v-am și dat două sloturi de rezervă, pentru că se pot întâmpla chestii de genul ăsta. Da, și nu cred că e pentru prima oară când vă treziți că, frate, stai puțin că nu putem juca, că fiindcă a luat unul ban. Da? Și la fel cum în alte turnee, dar nu se joacă 4 versus 5 în semifinal, nici în alea online, dar ok, da, știu, în SL, dacă vă lasă adversarii, puteți juca 4 versus 5. Aici nu se aplică chestia asta. Da? La fel cum adversarii au minim de respect pentru voi și se prezintă 5-5 la ora stabilită, au grijă de conturile lor ca să vină să joace, la fel și voi puteți să faceți un minim de efort ca să puteți să jucați, da? Săptămâna trecută, România 4, da, după ce le-am spus că nu pot să joace 4 versus 5 versus 5 cu echipa respectivă, au jucat 5 versus 5, Heimerdinger cu Smite pe mid, i-au bătut în 11 minute. 5 lor, frate, da? Au fost mai buni, au jucat, au terminat rapid, bă, gata, hai, 11 minute. Nici măcar nu le-au dat timp să dea surrender. Ok, dar asta nu înseamnă că în momentul în care unul dintre jucători calcă pe bec, trebuie brusc să lăsăm să se joace 4 versus sau 5 versus cât o fi, da? Pentru că în finale, în SL sau așa, când ajunge să jucați, nu jucați 4 versus 5, da? La fel Dar și la la niciun fel și la turneu nu se joacă campionatul 4 mondial, versus da? 5. Gambit Gaming, da, care sunt printre cei mai meseriași, când vine să joace cu Copenhagen Wolves, care la ora actuală sunt considerați cea mai slabă echipă din LCS-ul european, nu vin patru inși, da, să joace și lasă pe Alexic să-și vadă de treabă cu soția și copilul, că, hai mă, că oricum noi suntem buni și așa mai departe, da? Deci, concluzie, minim de respect, da?
Iar echipele, din nou, echipele care își văd de treabă, nu vor avea niciodată probleme. Pentru că a mai fost și asta o chestie și cu asta o să punem și punct, că e deja 11:05 și băieții probabil că ne așteaptă să începem meciul. Tot am auzit asta cu cine o să mai joace, frate, în competiția voastră. Păi, dacă aleg să se înscrie și vor bani de premii, o să joace West Police cu No Funny Business, cu Brain Maniacs, cu Magic Gaming, cu Team I for an I România, cu Genius 6 și restul echipelor care nu au nicio problemă cu chestia asta, da? Care vin, se prezintă, joacă, câștigă, pierd, asta e, rămâne de văzut. Astea or să joace, da? West Police la fel, da? Care nu a avut timp de două etape, nu a fost nicio problemă cu ele. Dar n-a fost problema asta nici măcar în sezonul trecut, nu s-a întâmplat. Au fost câteva discuții pe tema asta, dar au oricum, din cele multe meciuri care au fost, chestia asta cu 4 vs 5 și așa mai departe a fost destul de puțin. Da, invite again. Bun, deci cam asta a fost toată povestea cu dramele și așa mai departe. Noi o să luăm o scurtă pauză de 2 minute și revenim cu meciul, fiindcă băieții sunt deja pregătiți și ne trimit acum invite-urile.